Bună ziua și bine v-am regăsit aici, la Consilier de Vedete! Astăzi vorbim din nou despre copiii noștri, despre ce se întâmplă cu ei, despre cum putem să acționăm și să reacționăm mai ales ca să avem o atmosferă bună în casă. Având în vedere că a fi un părinte nu există o vârstă, dar cu atât mai mult cu cât această vârstă este mai înaintată, când Dumnezeu mi-a dat acest miracol și am un copilaș de 3 ani, generațiile între noi sunt destul de îndepărtate și e destul de greu să fii mamă. La orice vârstă, la 20 de ani, la 30 de ani, la 50 de ani, este dificil. Ce se întâmplă când cu Ignațiu, cu copilul meu, ne mai avem ceva așa în contrar și eu vreau să-i spun să facă un lucru, el nu vrea să-l facă, eu încerc să-i povestesc, să-i spun, să-l lămuresc că ar trebui să facă, bineînțeles cu metode foarte dulci și foarte calme, nu ca pe vremea mea când tata îmi dădea o pâlmiță la fund. Dar ce se întâmplă dacă ne supărăm unul pe altul? Cine trebuie să facă primul pas? Eu spre Ignațiu sau Ignațiu spre mine? Prima întrebare ne vine de la Ramona Bădescu. Ea povestește despre Ignațiu, care are 3 ani și spune așa: ce se întâmplă atunci când suntem în discuții contradictorii? Când ne supărăm unul pe altul? Cine ar trebui să facă primul pas? Eu spre Ignațiu sau el spre mine? Iubita mea, sunteți abia la un foarte proaspăt început de drum în discuții contradictorii, motiv pentru care el trebuie să învețe regulile mersului. Trebuie cumva să îi dai să înțeleagă cât de bine și de important este să fie corect, să fie echitabil. Poți să-i atragi atenția că, uite, data trecută când te-ai supărat, ți-am permis să fii tu într-un fel, dar acum trebuie să mă asculți pentru că este siguranța ta în joc, moralitatea în joc. Trebuie să explici cumva care sunt principalele subiecte, care sunt principalele motive prin care copilul poate să meargă mai departe sau nu. Subiecte ca siguranța nu pot intra în negocieri. Tu trebuie de fiecare dată să îți menții punctul de vedere, pentru că indiferent de câte ori ai spune da, dacă odată ai spus nu, va încerca să se întoarcă și să obțină acel nu sau invers de câte ori poate. Deci nu intra în negocieri când ține de siguranța și de echilibrul lui personal. De asemenea, nu intra în negocieri pe etică. Nu este corect să faci așa, nu-i faci altuia ceea ce ție nu-ți place, pentru că aceste două subiecte vor fi valabile chiar și în adolescență. Pe aceste două subiecte, noi, părinții, avem voie să apăsăm accelerația oricât, pentru că pe măsură ce cresc, realizează importanța lor. Și cumva acum încep să se formeze în aceste subiecte. În celelalte, care cum e cu mașinuța, care cum este cu moftul, cu somnul, mai poți lăsa de la tine dacă știi că a fost o perioadă încărcată. Poți să jonglezi cu intensitatea, nu uita că drumul pe mijloc este cel mai bun. E important în ce anume cedezi. Pentru că el în timp se va obișnui și poate în unele nici măcar nu va mai încerca să facă spectacol. Pentru că, exact cum spuneam, spectacol fără spectatori nu contează. Dacă tu, de exemplu, vrei să renunțe la obiceiul de a face vreo criză într-un magazin, nu știu dacă e cazul, îți dau un exemplu, de fiecare dată când îi vei îndeplini bucuria respectivă să-i cumperi ce vrei, după ce i-ai refuzat-o inițial, asta va face. Dacă de fiecare dată ții sus și tare o singură părere, depinde de regulamentul pe care voi îl aveți, cumpărăm o singură jucărie sau nu ai nevoie de acel lucru pentru că ai deja 5 variante pe aceeași temă, cu cât cedezi mai târziu, cu atât va încerca el de fiecare dată să negocieze o schimbare de opinie.
Deci, dacă ai început să spui da, indiferent ce se întâmplă, păstrezi da-ul. Viața e lungă, complicată și există și situații în care acel da trebuie să se transforme. Cum faci să-l transformi fără să ai nevoie de acea diversitate care să-i dea lui cumva mingea la file să încerce și a doua oară să schimbe părerea, dai vina pe altcineva. Eu ți-am interzis să facem asta, dar din vari motive trebuie să schimbăm direcția. Vrea bunica, vrea educatoarea, se întâmplă doar astăzi pentru că e o zi specială. Găsești un motiv. Găsești un motiv pentru care faci acea schimbare, în așa fel încât el să nu o folosească ca pe o monedă de schimb data viitoare. Așa că, scumpa mea, multă răbdare, sunteți la începutul drumului și o să vezi că va reacționa diferit în funcție de oamenii cu care interacționează. Cu educatoarea se poartă într-un fel, cu tine se poartă într-un fel, între prieteni se poartă în altă manieră, pentru că fiecăruia îi atribuie un set de reguli. Cam până unde mă pot duce? Iar acel set de reguli este stabilit după ce își încearcă limita, până unde pot ajunge. Spor și răbdare! A doua întrebare ne vine de la Mira. Ea are o fetiță, Ioana, de 13 ani. Întrebarea pe care ea o are nu este o întrebare singulară. Din nefericire, din ce în ce mai multe cupluri se destramă. Cum aș putea să procedez când în urma divorțului copilul meu a dezvoltat un comportament agresiv, violent? Draga mea Mira, repet, nu ești singura în această situație. Nevoia unui adolescent de siguranță și de echilibru este mai mare decât a unui copil la vârste mici sau a unui proaspăt intrat în viață după ce a trecut acei 18 ani. Adolescentul este oricum într-un roller coaster de emoții. El oricum are nevoie de stabilitate pentru acel tumult de situații, nevoi, emoții pe care le experimentează de la o secundă la alta. În cadrul unei vieți normale ale unui adolescent, poți întâlni plâns, râs, furie într-o zi și să nu știi cum să mai abordezi. Cu atât mai mult când are o motivație, când se simte, pentru că de cele mai multe ori copiii se simt motivul pentru care nu au mers lucrurile, motivul pentru care voi doi ați decis să vă despărțiți. O preiau personal și îi afectează din punct de vedere al comportamentului. Dacă cumva are senzația că ai făcut un pas greșit și datorită acelui pas nu ai reușit să faci relația să meargă, atunci toată acea furie se revarsă asupra ta. Vrea să te facă să plătești pentru faptul că el nu mai are ce și-a dorit, așteptările la care tindea. Comportamentul acesta agresiv poate să se modifice de la o perioadă la o perioadă în funcție de copil și în funcție de susținerea pe care tu i-o vei arăta. Tu și fostul tău partener, pentru că vreți sau nu vreți, lucrul este în echipă. Cu cât într-o relație destrămată vă denigrați fostul partener, cu atât mai complicată va fi toată situația. Esențial este să înțelegeți că partenerul de celălalt sex reprezintă pentru copilul vostru un model de ce va urma. Dacă voi îl denigrați, încrederea pe care el o are, dorința de a se putea sprijini
pe cel care vine în viața lui va fi din ce în ce mai mică și îi complicați existența din ce în ce mai mult. Sunt convinsă că nu-ți dorești ca fetița ta să crească cu o ură pentru bărbați. Sunt convinsă că în momentul în care tu te desparți și percepi cumva ca vina fiind a lui, nu o să spui cât de minunat este și cât de extraordinar este. Ai tendința să găsești acele lucruri ca să te justifici, prin care să-i demonstrezi că tu ai avut dreptate și că el nu a fost suficient de bun. Ai mare grijă ce cuvinte ți alegi, cum le alegi, pentru că acele emoții scuipate la nervi se fixează foarte adânc în subconștientul, în inconștientul copilului tău. Iar el, în momentul în care va găsi o persoană potrivită și își va imagina cum este viața alături de ea, undeva în spate începe să-i răsune acele cuvinte prin care capacitatea lui de a o trăda, de a o supăra, de a o... depinde ce îi povestești, poate să o afecteze. Tu îți dorești un copil fericit. Voi vă doriți un copil fericit, pentru că vrei sau nu vrei, în momentul în care concepi un copil, crești un copil, îți dorești ce-i mai bine pentru el. Cu părere de rău și știu cât de complicat este, joacă-ți rolul până la capăt. Explică în linii mari și încercând să păstrezi mai puține emoții, motivele pentru care v-ați despărțit. Nu v-ați înțeles, nu ați mers pe același drum, nu a fost ceea ce tu te așteptai, în așa manieră încât să-i lași posibilitatea să experimenteze o viață de cuplu sănătoasă, echilibrată, pe care să-și o valideze ea prin propriile ei nevoi și nu prin ochii dezamăgiți pe care tu îi ai acum în această perspectivă. Te sfătuiesc să ai aceste discuții și cu fostul tău partener și să încercați cât posibil să nu dați vina unul pe altul cu cuvinte grele, pentru că ele, repet, nu vor rezolva situația dintre voi, dar vor modifica iremediabil comportamentul copilului. Răbdare multă, strânge din dinți și gândește-te că este un rol pe care tu trebuie să-l joci pentru binele copilului tău. Dragii mei, despărțirile nu sunt niciodată ușoare. Certurile nu sunt niciodată plăcute. Viața ne aduce în față diverse situații. Haideți să încercăm să le rezolvăm cu zâmbetul pe buze, pentru că, așa cum spun mereu, nu sunt probleme, sunt situații și putem face față la ele. Nu uita, nu ești niciodată singur.